Am aflat de ce în Biblie avem Psalmii Răzbunării. Cartea Psalmii este o carte inspirată de Duhul Sfânt și așezată în canonul Sfintelor Scripturii. Dar noi citim Psalmul 23, noi citim Psalmul 91, noi cităm din Psalmul 1. Psalmi frumoși. Dar de când n-ați auzit la timpul de rugăciune numele Domnului vă taie în bucăți? De când n-ați mai auzit psalmul ăia e răzbunării și 3/4 dintre psalmi, psalmii răzbunării? 3/4 acolo. Ce caută ăia în canonul Sfintelor Scripturi? Psalmii aceia au fost compuși de oameni la adresa lui Dumnezeu. Au fost forme de exprimare a unor oameni a lui Dumnezeu în situații dificile și critice la adresa lui Dumnezeu. De ce? Atunci când cineva îți face un rău, te ofensează, voit sau involuntar, în momentul respectiv se strănește o reacție în tine. Reacția aceea care se strănește în tine vine să spune că trebuie să-l pui la punct pe omul respectiv, trebuie să-i spui ceva, trebuie să discuți. De obicei nu avem tăria să discutăm cu el, dar avem tăria să discutăm pe ăștia pe lângă noi.